Echipa de basket masculină a Clubului Sportiv al Armatei Steaua a fost eliminată în sferturile de finale ale Cupei României, ediția 2019, după o dublă înfrângere în fața celor de la CSM, CSU Oradea. După ce în tur Steaua a pierdut în deplasare la Oradea, meciul cu 63-83, echipa militară a cedat din nou în fața ardelenilor. În sala Mihai Viteazu, Steaua a cedat cu 60-63, pe reprize 14-18, 6-18, 20-12 și 20-15. În retur, capitanul Andrei Mandachi a fost cel mai bun jucător al Stelei, cu 18 puncte, 6 pase decisive și 3 recuperări. Cu siguranță că puteam obține, chiar dacă calificarea era aproape imposibilă. Din păcate am arătat două fețe diferite. Să zic așa, am început cu sfârșitul de la Oradea și am terminat cu începutul de la Oradea. Mă bucur că am reușit să arătăm că avem o valoare și putem să ne luptăm și cu echipele din top 6 de la egal. Și sper să creștem pe zi ce trece, pentru că acum urmează o perioadă, zic eu, dacă nu cea mai importantă perioadă din sezon pentru noi, în care încercăm să ne calificăm în play-off, până la urmă că ăsta este obiectivul în ciuda tuturor problemelor pe care le-am avut în acest sezon. Următorul joc al Stelei în Liga Națională de Basket va fi sâmbătă 23 martie de la ora 18, tot în sala Mihai Viteazu, în compania celor de la CSM Mediaș.